Și-a deschis porțile de puțin timp în Giurgiu și a reușit să adune cât mai mulți copii la un loc, dornici de mișcare și iubitori de fotbal. Este vorba de școala de fotbal ce își desfășoară activitatea la baza sportivă situată pe șoseaua Prieteniei. Principalul scop al antrenorilor, foști sportivi și ei, este acela de a oferi copiilor posibilitatea unor antrenamente cât mai bune pentru practicarea în viitor la nivel de performanță acestui sport. Noi le oferim condiții optime pentru pregătire la vârstă fragedă, da, începând de la 6 ani. Avem condițiile, ce să vă spun, materiale, mingi, antrenori specializați care știu să se descurce cu copiii mici. În prezent, antrenorii și preparatorii ce se ocupă de cele trei grupe de copii deja formate susțin câte două antrenamente de pregătire pe săptămână, iar al treilea încheie seria pregătirii cu un joc. De reținut este și faptul că acești mici sportivi participă în această perioadă la un campionat ce se desfășoară la București. Campionatul pentru vârsta lor se desfășoară la București, pentru că aici la Giurgiu nu avem condiții, pentru că nu sunt echipe înscrise la vârsta lor. Odată la două săptămâni participăm cu grupa 2003-2004. Grupele sunt împărțite pe vârste și în prezent aproape 60 de copii frecventează cursurile școlii de fotbal. Sunt admiși copiii care au vârsta de 6 ani împlinită și se pare că a prins atât de bine ideea unei școli de fotbal încât a mai fost nevoie de încă o grupă. Sunt foarte receptivi, mai greu cu cei de la grupa de 6-7 ani, care încă pentru ei se joacă, dar cei care sunt acum și joacă pe teren, deja sunt receptivi, ascultă și pun în practică ceea ce învățăm. Elevii acestei școli sunt încântați de statutul lor de viitor fotbaliști și spun că vin cu plăcere la antrenamente, mai ales că sportul îi ajută să se dezvolte armonios. Îți place fotbalul de când joci? Eu joc de când aveam 5 ani. Și îți place să joci? Da. Vrei să devii un mare fotbalist? Da. Joc de 2 ani. Și îți place? Foarte mult. De ce? Pentru că să dau goluri, să driblez, să nu ocupa. Eu joc de jumătate de an. Și cum e? Îți place? Îmi place foarte mult. Cât de important crezi tu că este acest sport pentru tine? Păi, pentru mine este doar un hobby, nu aș face o carieră din asta. Pentru mine fotbalul e 100% de important. De ce? Că îmi place să dau goluri, să driblez și să dau și pas. Să înțeleg că în cupa. Să înțeleg că în viitor te vezi un fotbalist mare. Da. Aș vrea să fiu un fotbalist. De câți ani joci? De la 8 ani, adică 2 ani. Micii fotbaliști giurgiuveni vor juca săptămâna viitoare într-un campionat ce se va desfășura la București și vor întâlni echipe din capitală, dar și comunele limitrofe Bucureștiului.